Sen bir geç kopya çorapını iç. Nu știu să vă zic. Haideți să-mi dați o semnătură. Aici. N-am voie să vin prea aproape de dumneavoastră. Acolo sus, mai sus, mai sus. Aveți numele de acolo. Acolo. Nu mă simt deloc bine, doamne. Nu. Mi-a ieșit două medicamente după piață și nu mi-a înlocuit cu nimica. Am zis că să vadă cum mergem și nu pot să dorm, n-am pot să respir. De la inimă nu mă simt bine, am zis că ăsta e sfârșit. Ei, da, e sfârșitul. Aveți, stați calmă, că dacă vă agitați e mult mai rău. E mult mai rău, dar nu mai e nimic. Îngrijența lor că trebuie să se îngrijească din timp de medicamente, nu? Când ajungem în faza că nu are omul ce să facă. Care depindem de ele, ce să facem? Ce să mai crezi? Ei, luăm înlocuitoare, domnule Georgescu. De ce nu are înlocuitor? Se găsește ceva. O să vă schimbe tratamentul. Nu există. Medicii sunt medici. Trebuie să știe cum... Păi am fost la el și a venit acasă. De pe specialist, vorba aia. Nu, păi vedeți. De familie. Și a zis că facem o întrerupere, două, trei luni, să vadă cum merge. Și nu mi-a dat nimic. Bine, haideți, n-aveți pentru ce. Sănătate și dumneavoastră și mai vorbim. Mulțumesc din suflet, toate cele bune. La revedere!